Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm despre starea social-politică din țara noastră și ne mijlocim despre modul în care colaborează toate instituțiile statului. Salut prezența în studio a domnului Valentin Beniuc, rector IRIM, profesor universitar. Bună seara și bine ați venit, domnule Beniuc! Vreau să încep această discuție din platoul nostru prin a vă întreba. Iată, ca să facem o incursiune, dacă vreți, sub aspect istoric, făcând referire la instituția prezidențială. Ex-președintele Timofti era deseori învinuit că nu duce o comunicare pe potrivă cu celelalte instituții ale statului și, pe de altă parte, că este destul de pasiv atunci când vorbim despre implicarea raportată la anumite proiecte de lege care erau discutate în Parlament. Iată, destul de relevante se dovedeau a fi și sondajele de opinie care spuneau că credibilitatea instituției prezidențiale era în scădere continuă. Atunci când a venit în acum 2 ani, dacă nu mă înșeală memoria, președintele Dodon, lucrurile s-au schimbat, aș îndrăzni să zic, radical. Haideți să vorbim despre modul în care trebuie să se comporte instituția prezidențială și despre rolul ei în acest sistem politic. Da. O întrebare destul de complexă și vom încerca să răspundem prin comparație. Într-adevăr, da. Președintele Timofti a fost numit în funcție practic accidental. Nu prin concurență, nu printr-o alegere cu mai multe etape și implicarea mai multor factori, dar a fost ales oarecum din perspectiva unor oameni interesați, din perspectiva unor cercuri interesate, pentru ca acest om, ca să fiind desemnat în funcție, să nu le încurce mersului. Dacă mai brutal, afacerilor. La acel moment se spunea că s-a impus din necesitate evitării unei crize politice. Da. Ăsta era argumentul care operau politologii. Bine, politologii operau, mă rog, așa precum le sugera cei care i-au angajat. Dar domnul Timofti, trebuie să-i dăm și lui obolul respectiv. Deci el s-a isprăvit foarte bine cu această misiune de a nu încurca, de a fi tăcut, de a fi tras pe dreapta în raport cu cei care l-au desemnat. În sensul ăsta, noi ne-am ales cu un președinte absent, cu o instituție prezidențială care nu se implica și, la prima vedere, era o structură extrem de distanțată, care nu producea probleme societății, dar nici care se implica pentru a rezolva unele chestiuni atât de ordin strategic cât și tactic. Deci, comparația asta, dacă o facem noi cu președinția lui Voronin, așa, și președinția lui Timofti, că era izbitoare. Oamenii erau deprinși cu activismul domnului Voronin și respingeau categoric, vreau zic, inactivismul, inactivitatea, tăcerea domnului Timofti. Domnule Beniuc, dar constituie un argument faptul că se invocă deseori într-un regim parlamentar atribuțiile șefului statului sunt oarecum limitate și nu ar trebui să fie atât de omniprezent? Eu doar vreau să zic, acum vreau să zic în comparație cu când a venit domnul președinte Dodon la postul lui, prin alegeri. Alegerile astea au fost nu atât de simple, deci în genere când poporul, electoratul se implică în a alege parlamentul sau președintele, este un proces foarte complicat și istovitor chiar. Și când a venit prin acest calvar electoral, să-i spunem așa, domnul președinte Igor Dodon, iarăși s-a făcut o deosebire bruscă dintre ceea ce a fost
Și ceea ce este, domnul Dodon s-a pornit pentru, în mai multe proiecte, foarte activ și vociferant. Oamenii știau ce se va produce în viitor, care sunt mișcările viitoare, oamenii știau la ce să se aștepte, știau de proiectele puse la cale, știau despre rezultatele realizării acestor proiecte. Evident că opoziția a pornit un război informațional, că uite că prea multe se declară, prea multe se face, prea multe mișcări. Chiar au venit în poziția când se lăuda președinția domnului Timofti, că uite, asta în general nu spunea nimic. Dar uite, domnul Dodon a pornit o activitate prea exagerată. Deci electoratului greu ca să intri în voie și așa mai departe, dar eu cred, poziția mea, că este bine când un conducător de stat, fie la nivel guvernamental, fie la nivel de președinție, fie la nivel parlamentar, este bine ca să oamenii ăștia să-și stoarcă toată energia în scopul de a face ceva bun și frumos pentru societate și este bine ca oamenii care urmăresc procesul politic să știe ce se produce, care vor fi rezultatele scontate, ce s-a obținut în rezultat final. Deci este ceva normal ceea ce produce acum președintele Dodon. Acum, întrebarea care cu se regimul referă, parlamentar. Da, care se referă la... Uitați-vă, ce s-a produs la noi, dacă noi vorbim despre asta? S-a produs lucruri absolut ineficiente din toate punctele de vedere. Ineficiente și, în primul rând, negative pentru popor, pentru electorat, pentru noi alegători. De ce? Eu am mai vorbit în emisiunile dumneavoastră că noi tradițional suntem tentați ca să alegem niște persoane, niște lideri, un lider, mai mulți lideri, ca aceștia în rezultatul final să aibă grijă de noi, să ne poarte de grijă. Da. Adică să ne spună că uite, noi suntem gata să producem următoarele proiecte. În rezultatul realizării acestor proiecte veți obține asemenea rezultate. Noi suntem în așteptarea acestor rezultate. Ca mai pe urmă să ne revoltăm dacă nu s-au produs aceste rezultate sau invers, ca să ne lăudăm conducerea. Mă rog, au fost și așa cazuri și inverse. Dar Parlamentul și nu numai, alți factori de decizie, au lipsit președinția Republicii Moldova, l-au lipsit pe președintele Dodon de competențele care ar fi firesc să le dețină, ca acest factor de decizie, cum este președintele țării, să producă rezultate. L-au lipsit în văzul tuturor, în mod conștient, în ziua mare, ca mai pe urmă să-l critici că, uite, domnule, nu s-a produs ceea ce a promis președintele. Dar acest efect poate avea ceea ce numim noi efectul bumerangului, viitorul președinte, să se confrunte cu același lucru. Deci, nu degeaba, președintele Dodon a propus ca Republica Moldova să devină un stat prezidențial. Poate că, în opinia mea, eu pledez pentru statul în care președintele are grijă de popor în mod rezultativ. Adică s-a spus, s-a decis, s-a luat cursul realizării deciziei, s-a obținut rezultatul, s-a monitorizat și s-a făcut dare de seamă în fața poporului. Dar uitați-vă ce se primește la noi. Președintele Dodon, fiind lipsit de aceste competențe, totuși dumnealui a găsit posibilitatea și buna înțelegere a situației ca să producă unele proiecte. S-a făcut foarte multe mișcări. Chiar în acest studio noi am vorbit despre deschiderea pieței în Rusia.
Pentru că, uitați-vă, cineva la un post de televiziune, un pământeal de-al nostru care nu, mă rog, își duce viața în altă parte, în altă țară și mai departe, el s-a dedat laudelor că eu asta aș face în doi timp și trei mișcări. Eu mă duc, vorbesc cu unii, cu alții, cu ceilalți și așa mai departe și deschid toate piețele pentru producătorii moldoveni. Deci s-a găsit unul, venind de undeva, la un post de televiziune, se declară că ceea ce a făcut domnul președinte a fost un lucru de nimic. Ba nu, nu a fost un lucru de nimic, a fost un lucru extrem de complicat, pentru că noi am avut embargouri serioase și destul de presante, care a acționat negativ asupra bugetului Republicii Moldova și în sensul ăsta s-a depus eforturi susținute la nivelul unor conducători de stat pentru a dezlega această situație. Uitați, ce se petrece acum? Beciurile astea sau, mă rog, clădirile astea care sunt bucșite acum cu poamă, mierie, frigidierile astea de păstrare care sunt acum supraaglomerate, iar și vor rămâne în sensul ăsta. Da. De ce? Pentru că noi nu avem piață. Domnule Beniuc, ați vorbit foarte bine, foarte interesant despre ceea ce se numește proces decizional. Eu vreau poate un pic aici să deschidem parantezile și să medităm asupra faptului că președintele Dodon în 2017, dacă nu mă înșel memoria, în luna august, este cel care constituie Consiliul Societății Civile. Tocmai cu scopul de a consulta pe de o parte societatea civilă raportată la unele probleme de importanță majoră, pe de altă parte ca acest proces decizional despre care am pomenit și eu un pic mai devreme să se dovedească a fi mult mai rapid și mult mai eficient pentru cei care așteaptă un rezultat de pe urma luării unei decizii. Din câte cunosc, sunteți și dumneavoastră membru al Consiliului Societății Civile. Haideți să vorbim despre modul în care se lucrează și despre importanța acestui Consiliu. Uitați-vă, deschid și eu o paranteză. Da. Eu știu că dumneavoastră sunteți preocupați de procesul decizional. Este un lucru foarte interesant, cu părere de rău, care nu este luat în considerație. Din punct de vedere, hai să spunem așa, teoretico-practic, în acest proces decizional din țara noastră. Cu părere de rău. Pentru că lucrurile se produc, în primul rând, dumneavoastră știți, ca cel preocupat în teoria decizională, că se formează pentru a lua o decizie de ordin național extrem de importantă, se formează grupuri care produc diferite alternative. Alternative decizionale, așa numitele, da? Sau modeluri de a decide ceva. În sensul ăsta, la noi nu este cultura și deprindere de a produce asemenea grupuri de lucru. Ele sunt, pe de o parte, costisitoare, dar sunt absolut necesare. În sensul ăsta, deci, atunci când grupurile astea de lucru produc mai multe alternative, abilitatea conducătorului constă în aceea de a alege cea mai bună decizie. Cea mai eficientă. Cea mai eficientă. Apropo, când a fost operația militară, ca să fac o comparație, așa numită furtuna din pustiu cu Cuveitul. Da. Deci atunci s-au produs 300, mai mult de 300 de decizii în aceste grupuri de lucru, din care au fost alese doar numai 10, iar din aceste 10 decizii au fost alese 3, iar din 3 au fost alese doar numai una, ca acest război să fie unul fulger și Statele Unite ale Americii l-a câștigat cu brio. Deci, exemplu când, dacă gândești, dacă mergi pe un traseu bine probat, nu doar din punct de vedere teoretic, dar și practic, atunci rezultatul final poate fi prognozat și poate fi unul benefic. Asta este teoria problemei. Acum cu la modul practic? La Consiliul Societății Civile. Da, la modul practic. Uitați-vă. Deci președintele Dodon a produs o modalitate, să-i spunem așa, extrem de interesată,
de interesantă, când președintele țării probează și alte opinii, alte puncte de vedere, cu alte cuvinte, alte alternative. Deci dumnealui ia în considerație și alte viziuni. Alte viziuni, multiple viziuni printre altele. Deci dumnealui a avut consultații repetate cu toate aceste așa numite comisii, da, care fiecare este specializată în anumit domeniu. Social, politic, statal, de cultură, învățământ, știință și așa mai departe. Securitate. Și în sensul ăsta, președintele ia probe din diferite domenii pentru a lua deciziile corecte. Responsatoare. Cu părere de rău, aceste decizii nu au o trecere continuă. Mai departe, procesul se încheie undeva fără un rezultat practic. De ce? Ne reîntoarcem. Că dumnealui nu are competențele respective. Un moment vreau să-l menționez și eu îl spun de fiecare dat pentru că el este relevant. Uitați-vă. La noi, politica externă a statului moldovenesc este oarecum decapitată. Deci, guvernul cu ce este ocupat? El este ocupat cu problemele curente, cu problemele mai strategice, dar în prealabil cele curente. Oamenii nu au leafă, pensii, drumuri, grădiniți, școli, se închid, se deschid și așa mai departe. Guvernul este preocupat cu rezolvarea problemelor curente. În sensul ăsta, vreau să vă spun că politica externă are o conotație mult mai globală, mai largă și cu bătaie mai lungă. Dar politica externă, care este una de factură strategică, este în fond decapitată. Guvernul nu are chip și nu are când să se ocupe cu politica externă. În țările care, noi luăm exemplu de la ele, cu politica externă se ocupă președintele țării cu toată echipa sa prezidențială și atunci se încheie ciclul ăsta. Vreau să zic că Ministerul de Externe propune, probate prin guvern, undeva răsprobate prin comisiile de specialitate din Parlament, da, venite la președinție pentru a lua decizia finală. Pentru că, de ce? Președintele este exponentul statului. Dumneavoastră vorbiți acum din prisma a ceea ce ar trebui să fie firesc, să se întâmple. Da, ar trebui să fie în mod normal. În societatea noastră, în mod special, cred că în ultimii 3 ani, realitatea social-politică ne-a demonstrat că discursul președinției, guvernului, parlamentului oarecum sunt diferite, ca să nu fiu categoric, să zic, diametral opuse. Atunci cum se întâmplă că această conlucrare lipsește? Deseori vedem că nu se ajunge prea ușor la un numitor comun, cu toate că, dacă ne aducem aminte, cred că domnul președinte Dodon a făcut câteva propuneri pentru ex-speakerul, aș putea deja spun, și domnului Filip, de a se așeza la masa de negocieri și de a discuta raportat la anumite probleme stringente. Cum se întâmplă că există această fisură? Se datorează, nu știu, doctrinii politice care stă la baza partidului din care fac parte acești demnitari, a viziunii, nu știu, diferite față de ceea ce se întâmplă în societate? Pentru că, până la urmă, esența unui partid politic, și aici o să fie de acord orice politician și, în mod special, cei ce fac parte din ceea ce numim noi cadrul didactic, o să spună că misiunea fiecărui partid politic este de a ajunge la putere. Însă, odată ajuns la putere, ar trebui să fie preocupați de problemele societății, ceea ce remarcați un pic mai devreme. Da. De ce discursul e diferit și de ce nu se colaborează eficient? Iată, această necolaborare, necoordonare, această politică de mahala, care am spus eu ceva mai înainte, că nu vorbesc, nu comunic cu celălalt pentru că mi-a spus ceva în altă parte și așa mai departe, uitând de interesele statului, de interesele poporului, aduce la asemenea rezultate pe care noi le avem. Noi suntem probabil că deja cu toate drumurile care chipurile se fac, cu toate lefurile care chipurile s-au mărit, chipurile, pentru că nu vreau să mă lansez aici în detalii, cu toate pensiile care
chipurile s-au mărit. Deci cu toate acestea, țara suferă și linia strategică a dezvoltării, dacă ea este, suferă, pentru că nu este sistemul, mecanismul de coordonare între președinție, guvern, parlament. Toți sunt cu nasul pe sus. Cine este mai tare, cine este mai mare. Deci, chestiunea doctrinilor este una pur teoretică în cazul nostru? Chestiunea doctrinilor la noi în țară joacă un rol practic minor. Oamenii nu așteaptă doctrine și nici programele partidelor. Ele nu sunt citite de electorat, chiar și de oameni mai elevați în ceea ce numim noi politologie. Da. Nu sunt citite. De ce? Pentru că oamenii așteaptă un singur rezultat. Bunăstarea lor. Viitorul copiilor lor, siguranța lor, securitatea lor. Înțelegeți? Chestia asta, bun. Și oamenii s-au fript repetat în ăști de acum, slavă Domnului, aproape 30 de ani, s-au fript repetat. Când partidele promit, devin fracțiuni parlamentare, devin la putere și nu-și fac onorează asta. Mai mult ca atât, ei se lansează în furturi. Ei se lansează în dilapidare. Ei se lansează minciuni, în promisiuni care veșnic nu sunt îndeplinite. În sensul ăsta, revenim, o coordonare bine ajustată între ramurile puterii este absolut necesară. Pentru că la noi cum? Este un fel de concurență de probă urâtă, așa să-i spunem, când cine va face mai mult. Ia să vedem noi cine va face mai mult. Guvernul, ca să înjosească președinția, sau președinția, ca să ia deasupra parlamentului, sau parlamentul, care în fond nu răspunde de nimic la noi, dar are competență foarte serioasă. Da. Domn Beniuc, eu cred că ajungem nemijlocit pe tărâmul de preocupare al dumneavoastră. Vreau să vorbim despre relațiile externe, reieșind din acțiunile pe care le-a întreprins președintele țării. În ultimul timp a devenit o tradiție ca președintele Dodon să aibă tot mai multe întrevederi cu ambasadorii diferitor state acreditați la Chișinău. Se consultă asupra mersului politicii interne, dar și a politicii externe. Vreau să vorbim despre rolul unei ambasade pe teritoriul altui stat, în cazul nostru a Republicii Moldova, și despre rezultatele care ar putea să reiasă din aceste discuții cu ambasadorii. Face parte din preocupările firește a președinției și mediatizarea, dacă vreți, pentru că începeam această emisiune, predecesorii domnului Dodon poate o și făceau, nu exclud totalmente faptul ăsta, nu sunt documentat, dar cel puțin noi nu știam că s-a întâlnit cu un anumit ambasador, că s-a discutat anumite aspecte, care este rolul ambasadei și a ambasadorului. Da, Vlad, eu vreau să răspund și mai alte lucruri care depășesc cadrul întrebării. Da. Deci, revin la ceea ce am spus. Eu, chiar și mai anterior, Vlad Filat, da, mult discutatul, pomenitul și pătimitul Vlad Filat. Eu, într-un timp, când era el prim-ministru, mă gândeam așa. Dom'le, când omul ăsta lucrează, dacă el permanent se află la televizor? Interminabilele discursuri, interviuri, discuții la televizor și așa mai departe. Eu mă întreb așa, ca un alegător, când omul ăsta lucrează pentru binele meu, pentru binele poporului, dacă el este antrenat în veșnic, într-un veșnic relație cu publicul, comunicare cu publicul. Da, cu publicul trebuie să comunici atunci când ai rezultate. Dom'le, m-am angajat să vă raportez că, iată, în sensul ăsta, guvernul nu va avea posibilitatea ca să facă o politică externă prin sistemul ăsta cum el este, sau parlamentul cu atât mai mult, prin sistemul ăsta pe care este adoptat acum. În fond, președintele, ministrul de externe este lăsat de unul singur. Fac ei politică externă, nu fac politică externă, pentru că e un fel de mare liniștită și câteodată mai apare un val așa, de exemplu că cineva din Japonia
un primar a unui orășel vine la noi să dească 100 de Pont. Cireși, parcă noi nu avem cireși aici, ca să socotim zilnic cât au mai rămas până la competiția olimpică și nu știu ce. Da, e un lucru frumos, dar nu este unul care îmi aduce mie beneficiu cetățeanului, țării, prestigiu, eu nu văd aici. În sensul ăsta, încă o dată repet, președintele țării trebuie să reprezinte politica externă reprezentând țara în fond conform Constituției. Și în sensul ăsta, președintele țării trebuie să fie încadrat din punct de vedere legislativ în toate cutumile, legile și Constituția Republicii Moldova ca unul care este direct implicat cu echipele lui prezidențiale și așa mai departe, pentru a construi această politică externă. Nu accidental s-a dus în statele Orientului Mijlociu, statele arabe. Ce avem noi cu statele arabe? Ce avem noi cu a încheia? Bun, poate avem ceva, dar cred că peste 50 de ani, dar nu acum. Noi avem ce avem cu Ucraina, cu România, cu Rusia, cu export, cu import, cu investiții. Noi avem cu astea lucruri acum în care trebuie să fie implicat tot corpul diplomatic, inclusiv centrala și ambasadele acreditate în țările străine, să fie implicat în acest proces. Acum, ambasadele acreditate, rolul lor și așa mai departe, au un rol extraordinar. Și atunci, eu nu știu, cred că președintele țării cândva, dacă va ajunge în capul politicii externe în mod instituțional și constituțional, da, în mod normal să fie așa ea, el ar pune probabil problema în felul următor. Fiecare ambasadă își va da dare de seamă conform criteriilor de investiții sau volumelor de investiții în Republica Moldova. Dacă voi sunteți acolo acreditați, dacă voi mențineți relațiile este cu această țară, dacă voi mă reprezentați, să mă reprezentați eficient. Câte investiții face această țară în Republica Moldova? Noi ce exporturi avem pe piața acestei țări în raport cu producția pe care o avem aici? Și așa mai departe. Deci lucrurile trebuie să fie măsurabile. Ori în teorie relațiile internaționale, politica externă este măsurabilă prin eficiență. Este așa noțiune, eficiența politicii externe. Iată, ea la noi nici nu se măsoară, dar la prima atingere nu are nicio eficiență. Da. Domn Beniuc, eu vreau să revenim un pic, discutam și cu alte ocazii, dar pentru că evenimentele din țara noastră ne impun să deschidem poate și această paranteză, cultura politică și eticheta, dacă vreți, pe arena politică este importantă? Când zic lucrul ăsta, volens nolens, sunt foarte direct atunci când pe parcursul acestei săptămâni liderii politici au fost chemați la președinție pentru a discuta viitorul politic, anumite persoane au refuzat salutul, firesc, indiferent de făceau o analiză și cei care sunt în afara politicii, că nu este frumos dacă cineva te salută, tu să-l refuzi. Cum decodificăm treaba asta? Imaturitate politică? Lipsă de cultură? Cum o vedeți dumneavoastră? Întrebările dumneavoastră pot fi în mod afirmativ expuse în lipsă de maturitate politică și lipsă de cultură. Acești oameni s-au permis acest gest urât și declasant. Ei se pretind, deci eu am observat lucrurile astea. Știți? Da. Eu mi-am adus aminte de gestul doamnei Tauber. Da. Cu chestia asta antisolară, că a pus-o acolo să nu se contamineze, nu știu de ce. Mercur, da. Deci este o chestiune pregătită de acasă, discutată în cadrul formațiunii respective. Măi, uite să facem și noi așa ea ca să-l punem în situații picutare și nu știu ce și așa mai departe. Deci este o chestiune de mult pregătită care dă niște efecte mediatice. Această chestiune de a nu te saluta cu președintele țării, una brutală și urât mirositoare, este pregătită de acasă. Pentru că s-au aranjat ăștia care n-au dat mâna cu președintele țării
în prim plan, iar cei care au dat mâna, că i-au întins primii mâna președintelui, în plan secund, așa. Deci liderii și-au demonstrat a fi, cum s-ar spune, refractari față de președintele țării. E o politică de mahala, eu am mai spus chestiunea asta, este o politică de extrem de provincială, pentru că tu, care ești liderul unui partid, nu te reprezinți pe tine. A te saluta, a nu te saluta, este o chestiune personală. Da. Eu cu dumneavoastră m-am sfădit, nu ne împăcăm, nu știu ce, este treaba mea personală să vă întind mâna sau să nu mi-o întindeți dumneavoastră. Mă rog, asta e o chestiune personală. Din momentul când a intrat în instituția prezidențială, care reprezintă statul, iar președintele țării este expresia acestei instituții, dumneavoastră trebuie să vă onorați obligațiunea de a avea un comportament politic corect. Deci, în Roma antică, elevii erau educați în școală pe exemplele și comportamentul de membrilor senatului. Asta era obligatoriu, să ai un comportament decent ca mai apoi să fie luat ca exemplu pentru educația copiilor. Domn Beniuc, pe final de emisiune, pentru că tot am discutat iată despre negocierile de la președinție și despre invitația pe care a făcut-o președintele Dodon tuturor liderilor partidelor politice, iată, invitația se repetă pentru data de 2 aprilie. Credeți că acest format de negocieri s-ar putea solda cu rezultatele scontate, pentru că fiecare dintre noi, atunci când vorbim despre rezultate, ne referim la investirea unui guvern care, nu știu de ce, și chiar o să vă rog să ne explicați și nouă de ce se vehiculează această idee de guvern minoritar și dacă ea reprezintă până la urmă soluția, pentru că fără mari studii politologice am putea zice că guvernul minoritar este o soluție de moment. Începem de la final. Guvernul minoritar e soluția de moment? Nu. Guvernul minoritar aproape că este irealizabil, mai ales în condițiile Republicii Moldova. Da. Guvernul minoritar este rezultatul unei pomieni făcute de către cineva care nu este de acord să facă această pomană. Deci, poftim de luați puterea, ori puterea niciodată nu se dă, nu se dăruie, ea se ia prin instrumentele pe care sunt instituite de mii de ani. Adică prin majoritate, prin putere, prin luciditate, prin activism politic și așa mai departe. Ăștia s-au împărțit. Tu vei fi șeful Parlamentului, iar tu vei fi șeful Guvernului. Sunteți de acord? Da, sigur că suntem de acord. Acum așteptăm ca cineva să ne facă pomana asta, ia, pentru realizarea schimbului de instrumente, cum s-ar spune. Este ceva ridicol, nu este nimic serios în treaba asta. Este o manevră, dacă este manevră, este o manevră mediatică, așa, precum că noi suntem gata să preluăm puterea, ori acum, cu toate componentele ei, nu este gata să ia puterea. Da? Pentru că nu au nici cadrele respective, nici voința respectivă, nici nu. Și probabil și consensul, pentru că s-au despărțit până la urmă în două fracțiuni. Bun, s-au despărțit, ei se pot uni, la putere se unesc toți, da. Așa, mai ales, mă rog, dacă ei cum, s-au cum împărțit. Decodificăm gestul președintelui de a invita ca să discute cu fiecare în parte și poate de a ajunge la un numitor comun? Uitați-vă, ceea ce face președintele țării este de laudă. Vă spun de ce. Pentru că dacă noi lăsăm așa fiecare formațiune politică în găoacea lor, atunci nimeni nu va întinde mâna unui altuia pentru eventualele negocieri. Președintele ce a făcut? A făcut o mișcare pentru a-i vârcoli, a-i răscoli din cuibarul lor pentru a veni la o masă de negocieri. Până una alta, această masă de negocieri este convocată la bilateral dintre președinții și formațiunile politice. Dar următoarea etapă, și este bine gândită, mă rog, dacă vor accepta ăștia, atunci chiar este bine când de acum în componența complexă va fi aceste discuții, ele evident vor fi prealabile, dar vor produce unele eventuale rezultate, vom vedea, pozitive sau negative, dar lucrurile trebuie să se miște. Noi nu putem să așteptăm la nesfârșit. Țara este în impas. Poate că este deja de mult pe linia moartă,
Ori numai ecourile ne va răspunde dacă noi suntem pe această linie moarte și este un lucru destul de periculos. Acum este mai puțin îngrijorată de acest fapt. Da, domnule Beniuc, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și vreau să obțin promisiunea că mai dați curs invitațiilor noastre, pentru că multe aspecte au rămas pe din afară, multe urmează să fie elucidate. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă în fiecare seară de marți și joi, atunci când veniți în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. O seară bună, aveți grijă de dumneavoastră!